Dragi frați și surori, suntem în ajunul marei sărbători al Învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus este fundamentul creștinismului, pentru că fără învierea lui Iisus nu există speranță la învierea noastră. Există câteva elemente importante pentru fiecare creștin care trebuie să cunoască. Învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce la fiecare această nădejde că într-o zi vom învia și noi. Învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce speranța că într-o zi vom avea acea părtășie veșnică cu Cel care ne-a creat. Ba mai mult, învierea Domnului Iisus Hristos, El este cea care ne dă speranță, speranța nemuririi, speranța vieții veșnice. Domnul Iisus Hristos, în adresarea sa către poporul oamenilor de pe vremea lui și către noi astăzi, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 25 și 26, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Credința în Domnul Iisus Hristos este secretul acelei părtășii veșnice cu Creatorul. Fără credință, noi nu vom putea să avem parte de acea viață veșnică fericită. Toată lumea va trăi veșnic, dar alegerea unde să petrece veșnicia aparține nouă aici cât suntem în trupul acesta. Anul 2017 se deosebește de ceilalți ani prin faptul că noi vom sărbători Paștele cu toți creștinii de pe glob. Și este și o coincidență bună și frumoasă pentru că în anul acesta Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova a ales ca temă Anul Unității. Lucrul acesta ne face să reflectăm asupra cuvântului Apostolului Pavel care l-a scris în epistola sa către Efeseni, capitolul 4 cu versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă umple inimile de pace, de bucurie, de curaj, de mai multă îndrăzneală, ca la această sărbătoare să putem emana acea speranță cu adevărat al învierii lui Hristos. Hristos a înviat, cu adevărat a înviat. Hristos v-a scris, va istin v-a scris.